În acest video vom vedea cum putem aplica mai multe modele de fronturi pe același corp. De exemplu, avem acest dressing, așadar de la Fereastra Materiale, din catalogul UŞ. Vom căuta modelul dorit în funcție de cod, culoare sau de la această lupă îi dăm reperele dorite și ulterior vom selecta culoarea dorită. Deci, prima dată aplic modelul de PAL. Selectând culoarea dorită, așadar, am aplicat acest model de PAL verde. Dacă las cursorul pe una dintre uși, observ că am doar acest model în proiect. Iar ulterior, voi căuta în funcție de cod sau de la lupă, voi selecta catalogul cu fronturi frezate. Iar ulterior, după ce am ales modelul dorit de front frezat, deci m-am gândit care vreau să fie, îl voi selecta cu click stâng apăsat continuu, respectivul model, să zicem acesta, unde acum este indicat cursorul. Deci îl selectez cu click stânga continuu și eliberez click stânga în momentul în care am întâlnit ușa pe care vreau să adaug acest model frezat. Având în vedere că vreau să adaug pe toate ușile de sus al acestui dressing frontul frezat, voi face aceeași operațiune și pentru restul ușilor. Atenție, nu-l voi mai căuta a doua oară modelul frezat, ci îl voi selecta de aici, unde are indicată căsuța. Deci selectez modelul și eliberez click stânga în momentul în care am întâlnit ușa unde vreau să adaug acest model de front frezat. Deci aplicarea se face cu drag and drop, iar înainte de a aplica modelul frezat, am selectat cu click stânga modelul de PAL dorit în funcție de culoarea pe care am vrut să o aplic pentru restul ușilor simple de PAL. Și ulterior am căutat modelul frezat aplicându-l cu drag and drop pe fiecare ușă în parte.